Un front de aer rece, cu ploi, vijelii și vânt puternic, traversează Europa de la vest la est în aceste zile și se îndreaptă spre România. După valul de aer tropical, care a adus în țara noastră recorduri de temperatură, dimineața de 15 aprilie fiind cea mai călduroasă din istorie, urmează o răcire accentuată, cu diferențe termice chiar și de 20 de grade Celsius. Mai exact, de la 30 de grade Celsius, atât cât s-au înregistrat și în Reșița, dar și în alte localități cărășene, mijlocul de săptămână vine cu răciri. Astfel că maximele din aceste zile se vor situa undeva la 9-12 grade Celsius. Organismul are nevoie de timp pentru a se adapta la schimbările climatice. Spre exemplu, pentru a se adapta la o diferență de temperatură de 4 grade, corpul are nevoie de 14 zile, iar la o diferență de 10 grade, organismul resimte un stres puternic. Când organismul este forțat să treacă brusc de la o temperatură ridicată la una scăzută, sistemul imunitar este slăbit instantaneu, iar corpul devine vulnerabil în fața virozelor de sezon. De asemenea, vremea instabilă influențează și vestimentația și starea de spirit. Această perioadă anului în care temperaturile foarte ridicate alternează cu temperaturi destul de coborâte, ar trebui să ne facă atenți la ce fel de conduit avem în deplasările noastre, dar și în interiorul locuințelor până la urmă. Este vorba și de faptul că temperaturile acestea favorizează circulația virusurilor și până la urmă, de la simple răceli, putem ajunge să dezvoltăm viroze, pneumonii sau alte boli destul de periculoase. În egală măsură, nu trebuie să uităm de virusul SARS-CoV-2, pentru că, cu toate că există mai puține cazuri noi, în această perioadă el nu a dispărut de tot. Iar, evident, cei suferinți, mai ales bolnavii cronici, ar trebui să fie atenți și mă refer, așa cum spuneam, mai ales la bolnavii cronici, bolnavii care sunt hipertensivi sau au diferite afecțiuni cardiace. Fiecare dintre noi ne putem proteja dacă urmăm sfaturile specialiștilor.